Bărbatul în vârstă de 40 de ani din comuna Perieți a mers luni după amiază să facă o baie în râul Olt, în zona hidrocentralei de la Slătioara. O persoană care se afla în zonă l-a văzut când a intrat în apă, iar apoi a observat că a dispărut și a sunat la 112. Echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea au acționat luni pentru căutarea unui bărbat înecat în râul Olt. Misiunea scafandrilor a durat aproximativ 45 de minute, bărbatul fiind găsit decedat în zona în care martorii oculari spun că l-au văzut ultima oară. Intervenția scafandrilor a fost dificilă. După aproape o oră de căutări, trupul bărbatului a fost scos din apă. Misiunea a fost una cu un grad ridicat de dificultate, având în vedere temperatura scăzută a apei, faptul că vizibilitatea era scăzută și adâncimea de aproximativ 15 metri a apei. Potrivit reprezentanților ISU Olt, de la începutul anului, un bărbat a murit înnecat în barajul de la Ipotești, iar un copil și-a pierdut viața în barajul de la Drăgănești Olt. Pompierii recomandă cetățenilor să nu facă baie în locurile neamenajate corespunzător, să nu sară în apă de pe construcții sau poduri și să evite zonele în care s-au unecat alte persoane.